Salutare, dragii mei, și bine ne-am reîntâlnit la gânduri cu Târg. Sunt Camelia Tița, prietena voastră. Și, dragii mei, astăzi este și Sfântul Gheorghe și vreau să vă doresc tuturor zile frumoase, un sincer la mulți ani, multe bucurii, sănătate și tot ceea ce simțiți voi că aveți nevoie în viața voastră. Să vă fie bine! Dragii mei, astăzi la gânduri cu Târg, aș vrea să vă transmit un gând despre încredere cu ajutorul unei povești. Poveste despre încredere Cândva, un colecționar de vase din porțelan ajunse într-un oraș vestit pentru porțelanurile fabricate acolo. Merse în cel mai mare magazin de porțelanuri de acolo pentru a-și completa colecția sa de vase prețioase. Luând de pe o etajeră un bol și pentru a testa finețea materialului, îl lovi ușor de un alt bol dar sunetul lor era înfundat, nu cristalin așa cum se aștepta. Lovi ușor primul bol de un altul, apoi de un altul, apoi de un altul, dar sunetele lor erau seci, nemelodioase. Era contrariat și dezamăgit. Meșterul care fabrica acele vase îl văzu înțelese ce se întâmplă și luând un alt bol de pe raft, îl dădu clientului său spunând Fă testul cu acest bol, nu cu cel din mâna ta. Omul făcu astfel și lovi ușor celelalte vase cu bolul oferit de meșter. Sunetele lor erau cristaline, acum fiecare bol cânta în dată ce era atins. Deci toate bolurile sunt perfecte, întrebă clientul. De ce nu am auzit sunetul cristalin de prima dată? Pentru că bolul pe care l-ai folosit pentru test, prima dată, are un mic defect. Vroiam să-l dau la o parte din magazin. Dragii mei, ca și în această poveste, în viață primim ceea ce așteptăm. Adică așteptăm de la ceilalți, dar înainte de a primi, ar trebui să și oferim. Și dacă noi nu oferim mai înainte, sigur că este dificil să așteptăm să primim ceea ce nu oferim. Cum poți să aștepți iubirea să vezi frumusețea dacă tu te uiți doar la ce este urât în jurul tău și sunt atâtea situații în care preferăm să ne uităm la acele minusuri, acele uh, puncte negre așa din viața noastră și să pierdem din vederea frumusețea care este peste tot în jurul nostru. Cum putem să vedem adevărul dacă noi ne spunem diverse lucruri noi nouă înșine? Și când căutăm de Defectele, vom găsi defecte peste tot. Când cauți frumusețea și virtutea, ele devin parte din tine. În general, ceea ce căutăm, găsim. Asta pentru a ne confirma nouă ego-ului nostru care are nevoie de aceste confirmări că am avut dreptate. Și această poveste ne dovedește din nou că atunci când suntem croiți, hotărâți să ne. Validăm anumite teorii, chiar reușim să o facem. Și uneori este în detrimentul nostru. Vă pup și să ne fie de folos!